чует мысль душа лапраши. Дальше я знову попад, мы из задучи лазопад. Разобрали, у матери мали. У нас у матери мали. Я вот шею на шею, вунь. Per citerla cu mătri mari, ce spune fapte gospodari, vă orinți, n-aveți parte de pahar litișarte și când mai ajunge la mata la poartă, să nu ți-i cheie înguiată. Așa, eu văd că dumneavoastră deja ați făcut plinul, ați servit din bucatele de la Miorița, aveți bună dispoziție. Mi-a rămas să fac cel mai puțin ce se poate de făcut acum, să văd dacă dumneavoastră, într-adevăr, sunteți cei mai tari, pentru că dacă o să dați YouTube, o să vedeți flow-ul naftalin sau cu fond de tăfleață, cu mătria cea mai tare și multe, multe cu mătrii. Dar eu sper că cu mătria dumneavoastră, sărbătoarea să faci cu oamenii, o să fie cea mai tare, așa? Da, pentru că cel mai mășcat gospodar e domnul Lozovanu. Da. Eu corect înțeleg. Așa, eu să văd cât e el de mășcat. Eu vreau să văd că trebuie mașcat. De ce? Opa. Hai, băiatul. Stați-o, dacă mă urc și eu. Femeile, știți cum să, dacă nu le iei în brațe, apel să urc în cap. Eu vreau să-ți spun, în primul rând, vreau să felicit gospodarul, facem un pic muzica mai încet. Domn Vitale, mă dat și știi că sunt trei feluri de naștere. Este naștere grăchită, naștere întârziată și naștere incorrectă. Nașterea grăghită, asta când mi-a tale, că nu ai făcut cunoștință cu soția, dar e deam ți-o născut un copil. Nașterea întârziată, când ne-am în divorț, ai vreo 3 ani și când colo ai deam cineva, da, ai un copil. Da, dar și mai incorrect e naștere când în loc de soție îți naște vecină. Acum eu vreau să vă spun că eu am venit cu un camaz de premii. Înseamnă că aceea cu mătrie o să încep de la început și până la sfârșit ca s-o gândit. În loc să dezbrăcăm mireasa, mai din ca să dezbrăcăm vecină, oricum. Așa, haideți, la Rusești noi am fost încă 10 ani în urmă, foarte mult îmi plac oamenii de aici și astăzi am întrebat în special, zic, ce fel de lume o să fie, dacă e greu la cap, știu să mă conformez, o să fie o lume foarte inteligentă și foarte bună și îmi pare bine că dumneavoastră v-ați adunat aici ca să-l, în primul rând... Dacă îl dărim. Da, dar știți de ce? Eu vreau să văd Daniel... Cum o să fie la anii lui, cât o să cântărească. Și știți că băiatul seamănă cu tata. Eu am un camaz de premii. Am chelii de la Sarajul Țacanica. Am 7 hectare harpașică. Este un butoi drept că... Trebuie să-l împli. Eu vreau să nu fie și mai grașa, așa cu astea e tot așa ceva. Ei, băieței, lămurii să vă întrebă, nu mă băgați pe mine în socoteală, că nu stă în cală, băieși, să vă... Deci, eu vă zic că eu, într-adevăr, am un sac de premii și vă rog să nu vă uitați, voastră, cât cântărește omul ăsta mășcat. Nu, Natale, îl hrănești bine, eu cred, dar chiar data asta o leacă prea mult. Variantele. 71. Înțelegi cum? El are 71, dar după și vine din Turcia, din Egipt, din furșetul acolo, mănânci toată ziua, dar așa o leac mai puțin. Îi mai dau eu 8. Nu. 70. 70, înțelegi? El are 70, dar nu uita dacă el încă nu mânca tărbi pe masă. 63.
Я телефона не буду. Что ты зачемул? Ați spus ambele odată, vă rog să vă apropiați. Eu nu pot la două dată să dau cadou, corect? Unu trebuie. Înseamnă că vă rog să treci pe ambele. Nu. Eu te iau ajutor la mine. Nu te teme, nu te pun la pășit. Dar nici de mâncat deja că nu-ți dau și fără grijă. Deci, eu vreau ca să dau premiu, serios, așa cum trebuie, cine merită. O să rog și pe gospodina seratei noastre, treacă în pace. Deci, noi îți facem principiul casino. Care îți câștige, aceea o să iei premiu, o clipă. Ia ca premiu, dai? Eu am să le dau instrumentele deja cunoscute. Păi Cătărița l-o dat. Am să vă dau și... Ce slujeți? Și cad mai mult grăs, trăiești de jos? Cadouri am mult. O câștigat un spiritomer. Matale acum a venit.